Salutare, prieteni! Eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre meciul dintre România și Liechtenstein. Înainte de a începe acest episod, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Liechtenstein s-a făcut de râs în Germania în meciul precedent, pierdut cu 9-0, dar trebuie specificat faptul că din minutul 9, naționala micuțului stat a jucat în inferioritate numerică după eliminarea unui fundaș central. De cealaltă parte, România mai are șanse doar teoretice de calificare, după ce a remizat acasă 0-0 cu Islanda. A fost un meci în care ai noștri au atacat, dar fără consistență au avut și o bară prin Yanis Hagi, însă nu au reușit să marcheze. După spusele selecționerului, Kirche și Tănase au resimțit o stare de oboseală după întâlnirea cu Islanda, iar Răzvan Marin are o mică problemă medicală, dar nu se pune problema că el să nu joace la Vaduz. În orice caz, meciul ar trebui să fie simplu pentru noi, pentru că Liechtenstein este ultima clasată din grupă și am învins-o și în tur și în principiu asta ar trebui să se întâmple. În orice caz, noi așteptăm mai cu interes meciul dintre Macedonia de Nord și Islanda, acolo unde sperăm ca nordicii să reușească să încurce pe macedoneni, iar noi să ne calificăm astfel la baraj. Vom vedea ce va fi. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11 și hai România!